Doamnelor, domnilor, bună seara, bun găsit! Iată câteva dintre subiectele pe care le puteți urmări la știrile Gorj TV. Sute de persoane care locuiesc în blocurile ANL din municipiul Târgu Jiu se tem că vor ajunge în stradă. Oamenii spun că nu își vor mai permite să plătească noile tarife, chiar dacă riscă să fie evacuați. Decizia de majorare aparține guvernanților. Amănuntă imediat. Surpriză în componența Comisiei de Autoritate Teritorială de Ordine Publică Gorj. Dacă la ședința de luna trecută consilierii PNL și PMP au părăsit sala din cauza că locurile din ATOP au fost rezervate pentru consilierii socialdemocrați, la întâlnirea de joi aceștia vor avea în față propunerile, între care figurează inclusiv Ion Călinoiu. Din ce calitate și reacții imediat în jurnal. Muzeul Teatrului Tezaurului Băncii Naționale a României a fost inaugurat la Mănăstirea Tismana astăzi, locul unde în 1844 a fost depozitat aurul. A stat aici ascuns timp de 3 ani într-o peșteră până când a fost dat Rusiei. Care este însă marele minus al investiției, aflați în câteva momente. Vin vremuri grele pentru chiriașii din ANL. Guvernul a dispus ca prețul chiriilor să crească și primăria Târgu Jiu s-a conformat și a adoptat această hotărâre în ședința de ieri. Pentru oameni, această veste vine ca un cutremur, pentru că prețul chiriei va crește cu peste 100 de lei pe lună. Aproape 300 de tineri vor fi afectați de această măsură. Cu toate acestea, cererea pentru o locuință ANL crește în fiecare lună, iar municipalitatea a început deja construcția altor blocuri noi. Pentru tinerii cu situații materiale decente, locuințele ANL au fost o binecuvântare, datorită prețului de închiriere. Guvernul însă s-a gândit că prețul este mult prea mic și dorește recuperarea investiției, așa că a stabilit o nouă modalitate de calcul prin care și pereții să fie taxați. În acest sens a trimis adrese primăriilor pentru modificarea prețului. A fost aprobată prin hotărâre de Consiliul Local modalitatea de calcul a chiriilor pentru locuințele de tip ANL ca urmare a modificărilor legislative în vigoare. Chiriașii au obligația depunerii anual a veniturilor brute pe membru de familie în funcție de care se va calcula ponderea chiriei. Pentru un venit mai mic sau egal cu salariul minim brut pe economie, coeficientul va fi de 0,90%, iar pentru venitul pe membru de familie dublu față de salariul minim brut pe economie, valoarea coeficientului va fi 1. Concret, potrivit estimărilor primăriei Târgu Jiu, chiriașii sub 35 de ani vor plăti în funcție de locație după ce ajung la 5 ani de contract chirii cu mult mai mari față de actualele. Un tânăr care locuiește în ANL-urile din Bulevardul Ecaterina Teodorescu Doroiu va plăti pentru o garsoniere 197,91 lei față de 89 de lei cât plătește acum. Altă familie care locuiește pe strada Agriculturii va plăti de la 57 de lei cât achită în prezent 192,08 lei. Chiria va crește și la apartamente. Spre exemplu, un tânăr sub 35 de ani care plătește acum 90 de lei pe lună va achita aproape 300 de lei. Lucrurile se schimbă în cazul chiriașilor de peste 35 de ani. Pentru chiriașii cu vârste de peste 35 de ani se va calcula cota autorității publice cu un coeficient de 0,10%, ce este minimul recomandat de legislația actuală, maximul fiind de 1%. În această situație sunt 260 de persoane. Facturile sunt foarte ridicate. Până la 1 aprilie anul acesta am avut surpriza chiar până la 1 mai să avem facturi ridicate la întreținere. Deci 400 întreținerea, 400 chiria, pentru o familie cu doi copii, salariul se duce pe aceste utilități și cam atât, și nu mai rămâne nimic. Astfel, locuitorii care au primit ANL-uri pe Bulevardul Ecaterina Teodoroiu și care plătește acum 164 de lei chirie, va achita peste 200 de lei pentru o garsonieră. Iar pentru un apartament, costurile vor ajunge la 300 de lei. Chiriașii spun însă că se vor descurca foarte greu. Noi, locatarii din ANL, ne așteptam la majorarea chiriilor, însă cuantumul este destul de mare. Dacă avem în vedere nivelul salariului din România, adică un salariu net este 900 și ceva, și dacă chiria la apartament am înțeles că a ajuns până la 380 de lei lunar, este foarte mult. Pentru o familie cu doi copii, trei copii, și după cum vedem în ANL-uri sunt foarte mulți copii, fiind locuință pentru tineret, cuantumul este destul de mare. Cum vi se pare că primăria a mărit acum prețul chiriilor? Cel puțin 1 milion veți plăti
în plus aici. Cum vi se pare? Mult. E mult. Da. Păi nu văd de ce am plătit și pe suprafața pereților. Ei zic suprafața construibilă, ca să recupereze investiția. Ar putea să ne ajute în vreun fel să le cumpărăm, să recupereze investiția și să poată să facă altele. Cred, nu așa? Ne zbatem, ca toți oamenii, și încercăm să supraviețuim. Asta este. Cu toate acestea, cererea pentru locuințele ANL este mare, iar primăria Târgu Jiu are în plan mai multe investiții. În cartierul Narciselor din Târgu Jiu se află deja în construcție 4 noi blocuri de locuințe pentru tineri, iar autoritățile locale au demarat deja procedurile pentru a realiza încă 8 astfel de unități. Este a treia zi în care pompierii și polițiștii caută trupul fetiței de 10 ani care a fost luată de Jiu duminică seara. Fata venise împreună cu mama și sora ei mai mică, cu 3 ani decât ea, pentru a se răcori la râu. Mergeau pe marginea apei, dar pentru că fetițele au insistat să intre cu picioarele în apă, mama nu le-a refuzat. După câțiva metri în apă, toate au dispărut într-o groapă capcană. Mama nu a putut să-și salveze decât fetița în vârstă de 7 ani. Pe cea de 10 ani n-a mai putut-o prinde. Micuța a fost luată de râu și dusă în aval. Angajații ISU și un elicopter SMURD au căutat-o ore în șir, însă nu au găsit-o. Căutorile au fost reluate și în această dimineață continuă la această oră. Dacă nu o vor găsi nici până la lăsarea întunericului, pompierii vor abandona misiunea. Surpriză în componența Comisiei de Autoritate Teritorială de Ordine Publică Gorj. Dacă la ședința de luna trecută, consilierii PNL și PMP au părăsit sala din cauza că locurile din atop au fost rezervate pentru consilierii socialdemocrați, la întâlnirea de joi, aceștia vor avea în față propunerile noi, între care figurează inclusiv Ion Călinoiu. Nominalizarea sa a fost dur criticată de opoziție. Consilierii PNL și PMP anunță din capul locului că nu vor vota această listă. Comisia ATOP este vânată de consilieri pentru că le aduce cei mai mulți bani în plus, lucru recunoscut chiar și de ei, iar cooptarea lui Călinoiu este practic o sfidare a bunului simț și a societății civile. În condițiile în care a renunțat la mandatul de consilier județean, Călinoiu a fost inclus în componența ATOP în calitate de reprezentant al comunității. De altfel, Călinoiu este și consilier personal al noului președinte al județului Cosmin Popescu. Consilierii PNL și PMP știu una și bună, nu vor vota pentru aprobarea acestei liste. Normal nu vom vota, pentru că, cum să vă spun, buna conduită și bunul comportament ar fi trebuit să le spună că trebuie să întrebe și pe ceilalți dacă sunt de acord sau nu. Măcar așa formal. Dar, cum să vă spun, în condițiile în care ai o slugă pe post de președinte la Consiliul Județean și stăpânul este în spatele lui și îl dirigează cum dorește, stăpânul și-a ales și el un loc în atop. Și atunci, din punctul nostru de vedere, lucrurile astea nu trebuie să se întâmple așa. Adică nu trebuie să știm cine e președintele Consiliului Județean, cine decide, da? Și cred că este absolut evident că vom vota împotrivă. Chiar și așa, lista va trece pentru că PSD are majoritate în Consiliul Județean alături de ALDE. PSD are deja 4 reprezentanți în ATOP: Valentin Popa, Gheorghe Milosteanu, Maria Vasilescu, Elvira Șarapatin, Mihai Prunariu. Din partea ALDE a fost desemnat Marius Borcan. Mie, sincer, mi-ar fi jenă să fiu reprezentant în ATOP din partea comunității, știind că n-ai făcut nimic pentru comunitatea gojeană timp de 20 de ani, ci dimpotrivă. Dar nu este o surpriză, pentru că se pare că el este într-o criză acum și de identitate și într-o criză de activitate și într-o criză de acțiune și de băgare în seamă și așa mai departe. Și sigur că m-a mai creat un subiect. Acum o săptămână de zile înainte și o săptămână după, posturile de radio și de televiziune o să aibă ce să comenteze. Încă o dată și-a arătat josnicia, lipsa de demnitate, că tot vorbește el de demnitate, dar asta n-a avut-o niciodată. Este de-a dreptul stupefiant. Nu numai pentru mine, ci pentru toți gorjenii. Iar vrea să fie în tot felul de comitate, comiții și comisii și ATOP. Rușine să-i fie. Cred că nu eu spun asta, ci marea majoritate a gorjenilor, știind faptul că el timp de 20 de ani a batjocorit,
n-a creat niciun fel de alternative economice la dezvoltarea Gorjului, dar s-au înfruptat împreună cu aliații lui din minerii și energie, care, iată, acum este între agonie și extaz, complexul energetic Oltenia. Deci, în niciun caz, acest sărac, între ghilimele, care și-a creat o bogăție incomensurabilă pentru el și pentru familia lui, n-avea ce să caute în ATOP ca să mai ia vreo 10 milioane de lei. Calitatea de membru prin diferite comisii, consilii și comitete care funcționează pe lângă Consiliul Județean aduce ocupantului trecere și bani în plus, iar cei care prind un post în cadrul autorității teritoriale de ordine publică primesc cei mai mulți bani. Mi se pare ne la locul lui, adică sunt alte persoane care stăpânesc mult mai bine situația și care, de ce să nu o spunem pe bune, ATOP-ul are o anumită indemnizație, care din punctul meu de vedere cred că este mai benefică pentru alte persoane decât pentru domnul Cărinoiu. Dar, mă rog, asta este punctul de vedere al administrației, nu putem noi să o contestăm, pentru că efectiv este decizia administrației, având în vedere cei care fac parte din partea comunității și din societatea civilă acolo. Așa că cam așa stau lucrurile și cam așa le văd eu. Din Comisia ATOP vor mai face parte toca reprezentanți ai comunității Rozalia, Doina Lorenz și Nelu Pavel. Alături de politicieni se vor mai regăsi în Comisia ATOP șeful Inspectoratului de Poliție, de Jandarmi al ISU sau al Poliției Locale. În același proiect se menționează că membrii ATOP primesc o indemnizație de ședință în cuantumul de 15% din indemnizația președintelui Consiliului Județean Gorj și va fi suportată din bugetul propriu al Consiliului Județean. Ion Călinuiu nu a putut fi contactat pentru a oferi un punct de vedere. Primăria Târgu Jiu a alocat 90.000 de lei pentru două colegii din municipiu. Colegiul Național Tudor Vladimirescu și Spiru Hared au primit câte 40.000, respectiv 50.000 de lei pentru reparații, care vor fi gata în această lună. Cele două unități de învățământ au obținut în acest an rezultate excelente la examenele de evaluare naționale și bacalaureat. Alți bani, 50.000 de lei, tot din bugetul local, vor ajunge la Biserica Sfântul Nifon din Târgu Jiu, care a solicitat această sumă pentru construirea acoperișului. Scandalul cu pistoale și săbii s-a lăsat fără nicio reținere. Polițiștii au efectuat ieri mai multe percheziții în cartierele Pandura și Obreja, în casele a 8 persoane. Au găsit un pistol și două săbii care au fost confiscate. Cercetările continuă pentru a se afla exact cum s-a ajuns ca o femeie de 30 de ani să fie împușcată și să ajungă la spital. Victimele acestui scandal acuză că li s-a cerut taxă de protecție în valoare de 100.000 de euro. Mascații au descins ieri la locuințele scandalagiilor din Panduraș și Obreja. Audierile celor implicați s-au încheiat aseară târziu, însă procurorii nu au dispus nicio măsură preventivă. Toți cei 8 implicați în scandal vor fi cercetați în stare de libertate. Acasă la ei, polițiștii au găsit săbi mari și un pistol. În baza mandatelor de percheziție emise de judecătoria Târgu Jiu, au fost efectuate 8 percheziții domiciliare în cartierele Pandurașul și Obreja, ocazie cu care, în incinta unei locuințe din cartierul Pandurașul, au fost găsite un pistol de calibru 6,35 mm și două săbi cu lungimea lamelor de aproximativ 80 respectiv 40 de centimetri. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor în vederea stabilirii participației fiecărei persoane și încadrării juridice corecte a faptelor. Tărăboiul a izbucnit duminică noaptea în cartierul Panduraș, unde o femeie de 30 de ani a fost împușcată în umăr. De două luni de zile se țin de capul meu, ne țin drumurile. Nu ne lasă să trecem pe stradă, pe nicio stradă, nici pe strada care stau eu, nici pe strada la altul, pe amestecănului. Ne țin drumurile, blochează drumurile cu mașinile, barează ca să nu trecem cu mașina, să le dăm bani. Cu jarca. Și acum au venit acasă? Și acum au venit acasă peste mine. O parte era un central și ne-au conjurat. Unii din partea alaltă, unde stătea ei. În dreapta și în stânga și ne-am conjurat și noi am fost în mijloc și trăgeam cu pistoale și cu săbi și cu benzina, au aruncat pe noi. Amenințările cu moarte au continuat și după scandal. Noi am fost pentru că ați tras cu pistoalele și nu ne lăsăm până nu dispar din mahalaua asta, îi omorâm, îi tăiem, îi facem bucăți. Poliția nu are ce să le facă, iau scau bani și plătesc poliția în bani. Că ei au, noi muncim cu ziua, ei muncesc la stradă, a tras în nevastă sa, a tras în mașina noastră. A tras cu pistolul după ăștia ai noștri și am pușcat pe nevastă sa în mână.
S-a văzut documentul la episod. Nu, ei au împușcat. El a vrut să tragă după noi, în echipa noastră, și a nimerit pe nevastă. În perioada următoare, polițiștii și procurorii vor încerca să afle cum s-au petrecut lucrurile cu exactitate, pentru că fiecare tabără are câte o variantă. Muzeul Tezaurului Băncii Naționale a României a fost inaugurat astăzi la Mănăstirea Tismana, locul unde în 1844 a fost depozitat tezaurul. A stat aici ascuns timp de 3 ani într-o peșteră până când a fost dat Rusiei. Cele 190 de tone de aur n-au fost recuperate niciodată de statul român. Deși oficialii BNR susțin că au demonstrat cu acte că tezaurul a ajuns la ruși. Negocierile dintre state sunt extrem de dure. În schimbul aurului, Rusia a cerut Basarabia. La construcția Muzeului Tezaurului de la Tismana s-a lucrat 3 ani. Astăzi, guvernatorul BNR și mitropolitul Olteniei i-au tăiat panglica de inaugurare. Practic, de astăzi, muzeul poate fi vizitat de oricine. Povestea ascunderii tezaurului României face parte din istoria națională. În acel moment, Banca Națională avea într-adevăr mai multe valori materiale de apărat. Tezaurul de aur, colecția numismatică, care atunci se afla la Banca Națională și a revenit la Banca Națională, colecția impresionantă de pictură, arhiva și alte multe lucruri importante. Urgența urgențelor a fost însă salvarea tezaurului de aur, care era într-o cantitate impresionantă. Sunt păstrate din epocă unele fotografii, unele documente scrise și unele declarații care prin ricoșeu ne-au dus la rezultatele acestei cercetări. Pe baza lor am reconstituit fapte, aș vrea spune chiar legendare. Ascunderea celor 190 de tone de aur aparținând României și a celor 3 tone ce aparțineau Poloniei s-a făcut cu ajutorul bisericii. Transportul aurului la Tismana a fost realizat prin operațiunea secretă Neptun, la care a participat BNR, Armata Română și Biserica. Atunci când a fost trebuință, oamenii s-au gândit să păstreze aici tezaurul. Tezaurul nostru românesc. Tezaurul este cel mai de preț lucru pe care îl are un om, o țară, un popor. Fiecare dintre noi avem câte ceva scump. Scump pentru că ne este apropiat sufletului nostru. Tezaurul a fost adus la Tismana din București cu garniturile de tren. În 1947, tezaurul a fost luat de ruși în 7 camioane și după ce a fost dus la București, a fost transportat în Uniunea Sovietică. În schimbul tezaurului, Rusia dorește ca România să le dea Basarabia, lucru pe care statul român nu-l acceptă. Investiția de la Tismana a fost de 12 miliarde de lei vechi. În urmă cu 2 ani, în urma precipitațiilor abundente, debitul izvorului subteran din peșteră a crescut, iar podeaua a fost inundată, astfel încât a fost nevoie de efectuarea de lucrări suplimentare. Suma alocată a crescut în total la 20 de miliarde de lei. Muzeul Tezaurului de la Tismana a lăsat astăzi și un gust amar. Amplasarea sa, total nepotrivită lângă cea mai veche mănăstire din țara românească, nu a fost de bun augur, pentru că întregul cadru istoric nu este pus în valoare odată cu ridicarea acestei clădiri ultramoderne inaugurate astăzi. Specialiștii de la Ministerul Culturii nu au putut însă deranjați de acest aspect, deși pe axa Brâncuș au pus bețe în roate la fiecare investiție propusă, tocmai pentru că nu se plia pe stilul arhitectural al operelor lui Brâncuș. Lucrările de amenajare muzeului în care a fost ascuns tezaurul României și o parte din cel al Poloniei au început în urmă cu 3 ani. Asocierea mănăstirii Tismana nu poate fi decât o monstruozitate pentru privitori. Muzeul Tezaurului este unul ultramodern, care nu se potrivește deloc stilului arhitectural din zonă, respectiv al mănăstirii Tismana, cea mai veche din țara românească. Acesta a fost construit foarte aproape de lăcașul de cult. Tot cadrul de aici este vechi, plin de istorie și este practic stricat de această construcție modernă care nu are ce căuta în zonă. Reprezentanții Comisiei Monumentelor nu sunt însă deranjați de acest aspect, din moment ce a fost o investiție propusă de Banca Națională a României. Când este vorba însă despre proiecte în jurul axei Brâncuș din Târgu Jiu, specialiștii de la Ministerul Culturii au avut de fiecare dată o poziție fermă. S-au opus clar oricărei investiții care se propunea în zona operelor lui Constantin Brâncuș de la Târgu Jiu.
Mai puțin liberali cu putere de decizie, conducerea centrală a PNL a validat noul birou permanent județean al organizației județene. Din noua structură de conducere vor face parte mai puțin liberali. Numărul acestora aproape că s-a înjumătățit. Din noul BPJ al PNL Gorj fac parte primarii liberali, consilierii județenii locali sau senatorul Tudor Barbu. Vechiul birou politic județean al PNL era format din 80 de membri. Acum noul BPJ are în componență 41 de persoane. Iar liderul organizației județene a mers cu propunerea la București, iar conducerea centrală i-a dat undă verde. Prima ședință în noua formulă va avea loc joi 28 iulie. Vreau să vă spun că biroul trebuia, sau aș fi vrut să fie validat chiar de săptămâna trecută, însă, mă rog, a fost o chestiune de care am uitat la un moment dat. Aceea să trimit la București înainte de ședință. La prima întâlnire, noii membri ai biroului politic județean vor alege printre altele liderul organizației municipale a partidului. Joi o să fie o primă ședință de birou permanent județean al noului birou și acolo vom decide nu numai președintele de la Târgu Jiu, ci și președinții de la tineret, femei, oamenii de afaceri și vârsta treia. Principalul favorit în preluarea conducerii PNL Târgu Jiu este Marcel Romanescu. Din noul BPJ fac parte printre alții primarii Constantin Bobaru, Dumitru Leuștean, Dumitru Modrea, Gigel Gianu, consilierii județeni Gheorghe Orzan, Victor Banța, Dan Vâlceanu, Cristinel Tănasie, Severus Militaru sau senatorul Tudor Barbu. Manager interimar la Spitalul Municipiului Motru, Aline Frim, directorul medical al spitalului, a preluat frâiele unității după ce fostul manager Teodor Zavate și-a dat demisia. Acesta este cercetat pentru luare de mită după ce a fost prins în flagrant de procurorii anticorupție. În 4 luni, administrația locală va scoate la concurs postul. Medicul Frim nu este decis să candideze. Fostul director al spitalului din Motru, Teodor Zavate, a fost prins în flagrant în timp ce lua mită de la o femeie pentru a fi angajată pe un post de asistent medical. Mai exact, Zavate a primit 1.500 de euro pentru a aranja concursul astfel încât să-l câștige denunțătoarea. Pentru că în urma acestuia femeia nu a obținut postul, s-a denunțat la DNA. Anchetatorii l-au prins în momentul în care i-a restituit suma femeii. Procurorii DNA l-au pus sub control judiciar și au interzis dreptul de a mai exercita funcția de director pentru o perioadă de 60 de zile. Acum unitatea medicală este condusă de medicul Aline Frim. Nu, în mod special, aș dori, aș opta mai mult spre activitatea medicală, aș vrea să-mi desfășor în principal activitatea medicală, de asta mi-am ales medicină. Efrim este specializat în medicină de urgență. În ceea ce îl privește pe fostul manager Teodor Zavate, acesta și-a dat demisia după ce a fost pus sub urmărire penală pentru luare de mită. Există un denunț în ceea ce îl privește că ar fi luat mită. Din punctul meu de vedere, funcționează prezumția de nevinovăție până când se dovedește, până când o instanță și spune, dă un verdict. Dar pentru că domnul doctor și-a dat demisia, am dispus ca la conducerea spitalului să fie preluată de directorul medical, domnul doctor Efrim, Aline Efrim. În 4 luni, primăria municipiului Motru va organiza un concurs pentru a selecta un manager la unitatea medicală. Va fi un concurs, demarăm toate, punem în aplicare procedura pentru organizarea unui concurs în vederea desemnării managerului pentru spitalul din Motru. După ce a fost pus sub urmărire penală, fostul manager și-a depus demisia. Studenții din județul Gorj preferă să trăiască din banii părinților decât să-și caute un loc de muncă. Dovadă în acest sens stă faptul că la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj doar 250 de absolvenți din cei peste 2000 și-au depus dosarele pentru a fi incluși într-un program de formare profesională. Amănunte după publicitate. Rămâneți pe Gorj TV!